mintea de a orice gând al celui rău. Și fie ca să primim Scriptura, orice gând să nu facem rău, ascultării de Hristos. Amin? Lăudați să fie Domnul. Gândiți-vă că acești oameni au un Dumnezeu care este mort și sunt gata să-și dea viața pentru El.
Dar noi, pentru Dumnezeu care este atât de mare, atât de puternic, de multe ori suntem puși ca să ne ascundem, că ne este rușine, nu-i așa? Haideți, dragii mei, în continuare, să cântăm următorul cântec care spune: dacă te-ai pornit la voastră ca și noi, luptă nu da înapoi. În această dimineață ești motivat să lupți în continuare și împreună să luptăm ca împărăția lui Dumnezeu să crească. Amin? Amin? Spuneți un amin în toată inima, să audă cerul. Să fie în cer bucurie, dar să audă și iadul. Să se cutremure aici, în zorilor, este o biserică a celor sfinți. Haideți împreună să cântăm pentru slava acestui Dumnezeu. Dacă te-ai pornit la voastră ca și noi, luptă, nu da înapoi. Lăudați să fie. S-a construit o biserică de creștini născuți din nou. La una dintre
sesizarea noastră în parc, au fost trase clopotele continuu pentru a distrage atenția participanților. La Bunjumare, un oraș din județul Medinți, cu aproape 7.000 de locuitori și niciun om întors la Domnul, am avut o evanghelizare în centrul orașului, eveniment realizat de misionarul pe care îl susținem în acel județ. Aici am avut și unele împotriviri. Nu mi s-a permis accesul la nicio sursă de curent electric decât cu 10 minute înainte de a începe concertul și după multe insistențe. În spatele scenei, cei care erau potrivitori lucrării au făcut un foc din sticle de plastic și cauciucuri, care scoteau un fum insuportabil de respirat. De asemenea, s-a aruncat cu pietre pe acoperișul scenei. În fiecare an, prin misiunea Cristic, sunt ajutate aproximativ 250 de familii cu alimente, haine, încălțăminte și diverse donații în bani. În fiecare turneu misional se desfășoară programe speciale pentru copii, învățându-i Evanghelia pe înțelesul lor, iar la sfârșit are loc un concurs dotat cu premii în dulciuri pentru toți participanții. În România, în sudul țării, susținem misionari. Unul dintre misionari este într-o situație foarte grea din punct de vedere financiar. El însă continuă să ducă Evanghelia în 6 sate din jur cu bicicleta, cu mașini de ocazie sau uneori chiar parcurgând kilometri pe jos până la biserici. Susținem studenți cu posibilități financiare reduse, iar unii, pe lângă școală, se implică în diferite proiecte ale misiunii. Copii abandonați, oameni fără adăpost. Din luna septembrie 2011, Misiunea Cristic se implică și în acest proiect, dându-le două mese lunar copiilor abandonați și oamenilor fără adăpost. La o astfel de masă se adună în medie 100 de copii și adulți care locuiesc în canale și dorm pe bănci în parcuri. Am avea nevoie să vă rugați pentru noi. Acolo unde se va ajunge această filmare, să ne sprijiniți. Încercăm să vedem Matei 25, să spunem că ce a fost rămân, a fost gol, a fost bolnav și m-ați ajutat, m-ați îmbrăcat. Sunt nevoie de alimente, de haine, de încălțăminte, de medicamente, de locuri de muncă. Rugați-vă aceasta. În cuvântul lui Dumnezeu găsim scris, mila biruiește judecata. Republica Moldova. I-am implicat în a aduce vestea bună a Evangheliei și în proiecte de caritate. Într-un sat s-a cumpărat o vacă pentru o familie numeroasă din partea Misiunii Cristic și familia respectivă a fost ajutată cu o sumă de bani. În Matei, capitolul 5, scrie: ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Misiunea Cristic s-a implicat și în Dobrogea, în această zonă din sud-estul României. Neștiind aproape nimic, am rămas surprinși de împotrivirile pe care le-am întâlnit. Din discuțiile pe care le-am avut cu slujitorii bisericii, mi-am dat seama că spiritul islamic lucrează cu mare putere. Moscheile cresc una după alta, cu ajutorul primăriilor locale sau cu banii veniți din lumea musulmană. Oamenii sunt foarte indiferenți față de mântuirea sufletului, iar satele din Dobrogea sunt extrem de sărace. Văzând sărăcia în care trăiesc acești oameni, am decis să ne implicăm în ajutorarea copiilor, astfel că am realizat mai multe programe specifice vârstei lor, apoi la sfârșit le-am dăruit dulciuri. Am mai organizat și acțiuni de ajutorare în satul Copadin. În această localitate, oamenii sunt extrem de săraci, dar trăiesc și într-o imoralitate covârșitoare. Care nu au ajuns încă la civilizație,
jertfa lui Iisus Hristos a fost și pentru asemenea oameni. În cartea Proverbe din Biblie, capitolul 9, scrie: cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Să-și polarizare și cu
celebrat multe lucruri în fine arătat, de spus, care timpul ne presează și nu le putem spune toate. Dacă veți intra pe Facebook, Misiunea Hristic, sau pe YouTube, pe Misiunea Hristic, pe site-ul hristic.ro, veți vedea și alte imagini, video și Domnul să fie lăudat pentru toată lucrarea Lui. De totdeauna spun, a Domnului să fie toată lauda. A Domnului să fie toată cinstea și a noastră să fie smerenia și pocăința, apropierea de El. Despre Venezuela, despre Amazon, ce aș putea să vă spun în scurte cuvinte, că am ajuns acolo pentru că am auzit dintr-o parte din alta, de pe internet, la fel, sunt tot felul de boli și când am ajuns acolo, am spus păstorului, aș vrea să mergem să facem un vaccin. Pentru că sunt boli incurabile și s-a uitat la mine și mi-a spus, ai venit prin credință aici? Și am spus, da. Deci atunci nu trebuie niciun vaccin. Și mulțumim Domnului că nu s-a întâmplat nimica, Domnul ne-a purtat de grijă pentru că au fost frați, surori care s-au rugat pentru noi. Nu uitați, în această dimineață mai aveți o pauză în plus, să vă rugați și pentru Misiunea Hristic. Amin? Amin. Domnul să vă binecuvinteze. În ultima săptămână, pentru că oamenii acolo trăiesc în fiecare zi în mijlocul pericolelor. Tigri, jaguari, anaconda, tot felul de animale în acele triburi. Și dacă Dumnezeu ne-a păzit, ne-a ocrutit, dacă ne duceam mai aproape de pădure, spune, haideți mai încoace, nu se știe ce vă prinde, vă trage acolo și nu este nicio șansă. Domnul ne-a păzit și a fost cu noi. Acei oameni în fiecare zi merg să prindă animale, să bate ce să le mănânce. Sau în pământ după rădăcină, una dintre ele, ce mă duc aminte, se numește Giuca. Și noi am gustat, pentru că o prepară în felul lor, dar sigur că ne-a plăcut. În ultima săptămână, când am fost acolo, păstorul zice, o familie din biserică de la noi, și era o civilizație, zice, duminică a spus să mergem împreună la ei la masă. A spus, sigur, mergem. Am zis în gândul meu, slavă Domnului, că mâncăm ceva mai bun. Dar când a venit duminica și când a venit masa, am constatat că nu a fost așa. N-a fost două, trei feluri de mâncare cum sunt în România. Se mulțumim lui Dumnezeu, dragii mei. Mâncarea a fost simplă și, cum pentru noi sarmalele la ei, este sopa. Așa se numește sopa. Porumb cu tot cuștulete, tăiat și băgat în această sopă. Acele rudei care le dăm la animale, tăiate și băgate în sopă. Carne, nu știu de care era, dar era acolo. Am mâncat ce am putut și le-am mulțumit. Ei au fost bucuroși că au putut să ne aibă la masă lor. Și chiar am apreciat acestor lor și am zis că au fost foarte sinceri și Domnul să-i binecuvinteze. Dragii mei, să-i mulțumim lui Dumnezeu că de multe ori avem prea multe. Dar la cei care n-au unde să-și pună capul, gândiți-vă că în fiecare zi, în fiecare noapte, animalele ne pătesc peste ei. Ne-au învățat și noi să tragem cu arcul care merg ei la vânătoare. A fost frumos, dar într-adevăr, periculos. Haideți să ne dăm pentru slavă lui Dumnezeu că Domnul nostru merită lauda. Și să-i mulțumim că ne-am născut în România, în Europa, în aceste ținuturi și putem să cântăm lauda la adresa lui Dumnezeu. Și avem un Dumnezeu atât de minunat. Avem un Dumnezeu atât de mare. Și ne-a așezat pe aceste locuri. Dar vreau să vă spun că nu ne-a așezat la voia Domnului. Spunea cineva, a început evangelizarea englezii, au preluat-o misiunea, au preluat-o americanii și se pare că acum românii, Dumnezeu motivează România, românii de aici, să facă această lucrare și Dumnezeu să o facă pe români, dacă este nevoie și este de mare nevoie. Haideți să cântăm pentru slavă lui Dumnezeu, cuprinde-mă dragostea ta, ascunde-mă, Doamne, sub aripa ta. Ce minunat în vremuri ca și acestea, să fii cuprins în dragostea lui Dumnezeu. Lăudați să fie. Nu mă rog.
Atunci când treci pe jos, când se pare că multele de probleme loc să scadă, el crește, termină cu vocea Domnului Sfânt. Când medicul la boală pe care o ai ridică din lume și spune, nu mai este nicio șansă, este minunat să auzi vocea Domnului Sfânt. Dar trebuie să fii atent la această voce și să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Și chiar dacă cel din dreapta, din stânga, nu te bagă în seama, Dumnezeu te bagă în seama, slavă Lui.
care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită și propovăduitorul și apostolului am fost pus eu. Spun adevărul în Hristos numind, ca să învăț pe neamul credința și adevărul. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și spială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeia să învețe în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși, ea va fi mântuită prin naștere de fii, dacă stăruiesc cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. Amin. Vă rog să vă așezați, Domnul să binecuvânteze pe fratele Florin, să predice Evanghelia, noi să susținem în rugăciune. Amin. Dă Dumnezeu o grămadă de valoare pe oameni pe care
În Scriptură nu mai avem informații despre lucrarea lui Timotei, pentru că unul și doi Timotei sunt ultimele cărți ale lui Pavel. Pavel urma să rămână martirizat, să fie omorât pentru Hristos. Și ultima carte pe care o mai avem în Scriptură este cea lui Ioan, celălalt nu mai menționează nimic despre Pavel, despre Timotei. Pentru că adevărul că sunt foarte curios dacă Dumnezeu a câștigat bătălia slujirii lui Timotei, sau pe Timotei l-a răpus boala, sau pe Timotei l-a mâncat cei cu o personalitate mai puternică, sau pe Timotei l-au pus deoparte cei care nu au avut încredere în creșterea lui și în familia lui. Sau Timotei a îmbătrânit în puterea Duhului Sfânt și în slujirea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a însoțit în tot ce a făcut. Rămâne una dintre curiozitățile mele când voi ajunge în cer. Dacă o să mă vedeți fugind până în Ierusalim, să știți că caut pe Timotei. Ziceam atunci ce privește rugăciunea, că sunt câteva lucruri care textul ăsta le aduce ca provocare pentru viața noastră în ce privește rugăciunea. De ce? Îl învață Pavel pe Timotei cum trebuie să se desfășoare lucrurile în Biserica lui Dumnezeu. Așa că tot ceea ce sfătuiește Pavel în cărțile astea are de-a face cu ceea ce trebuie să se întâmple într-un program religios. Nu vine să le rugăm. Și că lucrurile care le-am împărtășit anul trecut, spuneam, rugăciunea trebuie să fie întotdeauna în adunările lui Dumnezeu prioritate. Zice Pavel, vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciune. Așa că, Timotei, dacă vrei ca Dumnezeu să-și poată face lucrarea în mijlocul tău, în felul în care aranjezi orice fel de program, Dumnezeu îți orice fel de închinare, orice fel de întâlnire a fraților și a surorilor, înainte de toate și probabil și primordial ca și cantitate, trebuie să-ți fie rugăciunea. Aduceți-vă aminte de părinții, de bunicii noștri care au pus pe picioare Biserica Pentecostală de astăzi, că aveau ca atu lipsa de carte. Și pentru că nu știau foarte mult să citească, toate întâlnirile lor de părtășie erau adânc aprentate de rugăciune și de cântare. De rugăciune și de cântare. Că au început copiii să meargă pe la școală, să mai buchisească câte unul dintre ei, îl aduceau în față să citească câte un psalm, să citească câteva versete din câte un psalm și din câte un capitol din Scriptură și pe urmă iarăși se puneau și se rugau. Culmea că pe ei nu i-a învățat nimeni că primordială trebuie să fie rugăciunea. Sincer, pentru mine rămâne una dintre dorințele vieții mele. Ca ora de rugăciune din întâlnirile noastre de duminică dimineață să înceapă să redevină oră de rugăciune. Nu știu dacă mă înțelegeți. Nu oră de cântare, îndemn și rugăciune. Nu oră de cântare, îndemn și rugăciune. Ce să fie oră de rugăciune? În slujirea cu adolescenții încercam odată pe lună din faptul că ne întâlneam în fiecare săptămână odată și aveam ca atare 4 întâlniri pe lună. Una dintre întâlnirile pe lună să fie o întâlnire de rugăciune. Și ce am încercat să educ în timpul cât am slujit acolo, îi nu îndemn rugăciune și cântare, ci rugăciune. Și aveam rugăciune maraton, 2 ore. Ne salutam, de un rând de bine, ce mai faci, cum o duci? Ești bine? Mă bucur. Puneam subiectele de rugăciune pe tablă și 2 ore. Să dăm o rugăciune. Se termina prima rugăciune, cineva ce te-a dat la 2 ore. Deci, se termina 2 ore, ce te-a la 3. Și încercam să ne disciplinăm, să ne educăm, să găsim plăcere în a ședea în prezența lui Dumnezeu. Așa că, Timotei, dacă vrei să ai biruință și dacă vrei Dumnezeu să fie cu tine, să nu uiți unul dintre secretele oricărei congregații sănătoase. Înainte de toate, se face.
faceți mijlociți? O să avem chiar numai o rugăciune și aia ultima și în grabă că trebuie să mergă copiii la școala duminicală. Făceau mulțumiri. Să aibă primordialitate. Doi, spuneam atunci, ca să ai biruință, Timotei, lucrarea ta, rugăciunea trebuie să aibă perspectiva lui Dumnezeu. Rugăciunea trebuie să meargă așa cum Dumnezeu o așează. Trebuie să înțelegi că rugăciunea trebuie să aibă toate aspectele ei, spuneam de cerere, mijlociri, mulțumiri, și să înțelegi că rugăciunea este un lucru bun și bine primit. Este ceva ce Dumnezeu primește cu plăcere și va primi cu plăcere întotdeauna. Rugăciunea împlinește planul lui Dumnezeu care dorește, spune versetul 4, ca toți oamenii să fie mântuiți. Și rugăciunea împlinește în versetul 5, trebuie să fie o perspectivă lui Dumnezeu pentru că însuși Hristos în prezența lui Dumnezeu face rugăciune. Se uită Dumnezeu la viața la o grămadă de oameni de pe pământ și spune m-am săturat. Am dat destul, am investit destul, am fost bun cu el, cu ea, i-am purtat de grijă. Și atunci intervine un individ în cerurile lui Dumnezeu și în veșnicia lui Dumnezeu care zice mai am un pic, mai ai răbdare cu el. Mai lasă-mă încă un an să încerc să mai fac ceva pentru el. Mai dăm mie o șansă, dacă nu îi mai dai lui o șansă, că am murit pentru el. Și spuneam atunci că rugăciunea trebuie să mai aibă nu doar prioritate, nu doar perspectiva lui Dumnezeu, ci rugăciunea trebuie să aibă și personajele potrivite. Și dacă vă duceți aminte, vă spuneam că am citit de unul dintre lucrurile de cercetare care au descoperit care boală au creștinii în rugăciune din toată lumea. Vă duceți aminte? Indiferent unde am fi pe pământ, de ce nație am fi, avem câteva boli comune în rugăciunile noastre. Suntem provinciani. Majoritatea oamenilor pentru care ne rugăm sunt de aici, din provincia noastră. Am mai văzut și embleme, au frații pe mașini, semnul că s-ar dea. O altă boală care avem în rugăciunile noastre e că suntem sectarieni sau să ținem la mișcarea noastră. Majoritatea oamenilor pentru care noi ne rugăm sunt o altă boală care există este că suntem naționaliști. Majoritatea oamenilor pentru care ne rugăm noi sunt. Suntem elitiști. Majoritatea oamenilor pentru care ne rugăm sunt din pătura noastră socială. Și suntem rasiști. Majoritatea oamenilor pentru care ne rugăm noi sunt de piele albă. Spuneam atunci și sper din toată inima ca rugăciunile bisericii din zorilor de un an încoace să nu mai sufere în cazul niciunea dintre noi de bolile astea. Să ne rugăm dincolo de provincia noastră, dincolo de biserica noastră, dincolo de națiunea noastră, dincolo de cercul nostru social și dincolo de culoarea feței noastre pentru oameni cât mai dragi. E dragilor, a trecut un an și Dumnezeu investește, dar Dumnezeu nu investește degeaba și Dumnezeu nu m-a ales să mă ridic din nou în picioare exact în duminica asta, exact în același text, ca să vă repede să de ce-și critică. Spunea Sfântul Apostol Pavel în Evrei, la capitolul 6, noi nu ne mai oprim să punem, lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia la lucrurile care deja le-am făcut. Și spune versetul 3, vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Pavel nu era omul care să se întoarcă din nou și din nou la lucrurile pe care deja le-a pătătuit. Pavel spune, cine vrea să rămână pe loc, e problema între el și Dumnezeu. Treaba mea este să cresc împreună cu cei ce cresc. Așa că, din același text pentru cuvântul lui Dumnezeu este un izvor care nu seacă.
Aș vrea și în această dimineață, cât mă mai țin de ce felice ea, să împărtășesc ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit. Una dintre cărțile care face furori și pe internet și în vestul Europei, aparține unui biopsiholog irlandez numit Nigel Barr. Ce face psihologul acesta? Expune o ipoteză care din an în an, astăzi așa cartea de 2 ani de zile, se dovedește din ce în ce mai adevărată. Se dovedește ca un fel de profeție, măcar cu omul nu are de face cu... Nu este un om religios. Ce spune el este că până în anul 2041, Europa de vest sau țările dezvoltate vor fi 100% atee. Felul în care merg lucrurile de la an la an, în verificările pe care le face fiecare națiune din Europa, ateii sunt din ce în ce mai mult. Acum, Edrebiu spunea, religia s-ar putea să dispară din țările dezvoltate până în anul 2041 și asta pe noi românii ne liniștește. Că dacă numai țările dezvoltate ajung atei, noi rămânem religioși probabil până vine Domnul. Suedia până în 2013, 85% din Suedia este declarat atei. 80% din Danemarca, 72% din Norvegia, 60% Finlanda, 65% Japonia, 44% Franța, 42% Germania și încep să crească din ce în ce mai mulți atei. Oameni care nu-L mai înțeleg pe Dumnezeu, nu cred că există Dumnezeu, oameni care devin pregătiți, argumentați în nulificarea ideii de divinitate. Să fie oare adevărat? Până să vină Domnul, ateismul să fie curentul de bază care va mâna gândirea omenirii? M-am uitat la 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14, un verset pe care noi îl cunoaștem și care spune așa. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi demădui țara. Întrebarea mea. Dar dacă nu o face? Dar dacă nu o face? Dar dacă poporul peste care este chemat numele meu, este foarte ocupat cu alte lucruri. Și nu se pocăiește. Și nu își vede faptele lui rele. Și nu stă înaintea lui Dumnezeu să se smerească și nu caută fața lui Dumnezeu. Ci devine un club care să-și caute interesele micii lucrări și a pătrețicii fiecăruia care există într-o adunare, într-o congregație. Va mai vindeca Dumnezeu țara. Sper că v-a făcut destul de curioși la asta și fiți acasă restul capitolului. În Luca, la capitolul 18, Domnul Iisus vorbește despre un judecător nedrept. Judecătorul acesta nedrept are o femeie care se încăpățânează să-i tot bate la poartă. Și să înceară să-i se facă dreptate. Femeia avea dreptate de partea ei, judecătorul nu-i dădea dreptate. Și la un moment dat Hristos spune, pentru că femeia aceasta continua să tot deranjeze, judecătorul face următoarea afirmație. Măcar că de Dumnezeu nu mă tem. Luca, la capitolul 18, versetul 4. Măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oamenii nu mă rușinez, am să-i fac dreptate
Care e răspunsul la înfrământarea lui Hristos? Mai mult decât atâta, Apocalipsa vorbind despre ultimele evenimente care vor avea loc în sfârșitul, la sfârșitul omenirii, descrie reacția oamenilor la felul în care Dumnezeu lucrează. Și vreau să vă citesc Apocalipsa, capitolul 9, versetele 20 și 21. Vin o gamă întreagă de ungii care vor lovi urât de tot pământul. Apocalipsa 9:20. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste ungii nu s-au pocăit de faptele lor, de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră, de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble, și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișacurile lor. Capitolul 16 este descris o altă gamă de abordare pe care Dumnezeu o are pentru locuitorii Pământului. Și ascultați cum reacționează oamenii din nou la felul în care Dumnezeu stimulează spre credință. Că de fapt Apocalipsa spune de-aia l-a dat Dumnezeu, ca oamenii să-L vadă că e mai mare decât orice au ei și să se pocăiască. 16, versetul 11, zice așa: au hulit pe Dumnezeul Cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Se pare că până pui și Scriptura începe să-i dea dreptate la biopsihologul ăsta. Pe măsură ce trece timpul, nu că oamenii nu vor mai asculta de biserică, nu că pe nimeni, indiferent cât de fain va cânta cu uzurilor, nu va mai sensibiliza nicio fel, ci pe Dumnezeu însuși nu va mai vrea să-L asculte nimeni. Va veni o vreme în care Dumnezeu va zice: bă, fecior, voi odihniți-vă, nu o să mai fiu împreună lucrător cu unul, ci că vreau să lucrez de unul singur, să le fie clar negru pe alb că e Dumnezeu și nu era cineva. Vreau eu să fiu evanghelistul lor. Și știți cum vor reacționa oamenii la Dumnezeu misionar? Îl vor huli în față. Dacă cei luminați prevăd că oamenii își vor pierde noțiunea mântuirii și că pe măsură ce trec anii, cunoașterea adevărului absolut efectiv va dispărea, totul va rămâne relativ. Dacă probabil asta se va întâmpla sau nu se va întâmpla, oare Dumnezeu ce speră? Oare Dumnezeu ce își dorește? Și vă citesc în Sfântul 4 care spune așa: Dumnezeu, 1 Timotei 2:4, voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Tocmai datorită acestei dorințe, Dumnezeu, credeți că Dumnezeu nu știe cum vor reacționa oamenii? Ba da, și că și lăsa scris. Noi știm de pe acum cum vor reacționa oamenii atunci. Se va opri Dumnezeu atunci să zică: bă, n-are rost să merg. Oricum mă vor refuza. Nu. Pentru că în inima lui Dumnezeu arde focul mântuirii oamenilor. Și chiar dacă Dumnezeu deja nu a spus ce se va întâmpla când va veni momentul respectiv, Dumnezeu însuși se va ridica și își va face lucrarea, chiar dacă oamenii așa vor reacționa. Dacă indiferent ce șanse sunt sau nu sunt, Dumnezeu vrea să ducă vestea bună. Oare care ar trebui să fie interesul nostru? Oare care ar trebui să fie dorința noastră? Oare ce ar trebui să facem noi? Și spune versetul 3, lucrul acesta este bun și bine primit. Care ar trebui să fie una dintre activitățile noastre obligatorii pe care Dumnezeu întotdeauna să le primească cu plăcere? Să zică: pot primi cu drag ce faci tu.
întrebat, auzi, spune-mi ce nu-i fain la rugăciune. Am întrebat-o pe toată tineri. Ce nu-i plăcut la rugăciune? Ce te deranjează la rugăciune? Una dintre răspunsurile care le-am întâlnit cel mai des, frapant de des, e că nu-i nimic rău la rugăciune. Dar nu s-o obișnuit cu ea. Nimeni la mine în casă n-are disciplina asta. N-am văzut-o într-un fel în care să mă atragă. Și n-am dezvoltat. Intelectual înțeleg valoarea lui, dar asta o de vorbă cu Dumnezeu. Dacă nu stau de vorbă, cel mai bine mi-a o statuie. Dar realizez. Am crescut într-o casă unde părinții mei s-au rugat atunci când tragedia ne-a bătut la ușă. Atunci ne rugam de... Dar după ce s-au rugat niște apele, ne rugam la biserică. La masă când ne așezam și ne rugăm, o aud pe mama și pe tata exact cu aceleași cuvinte de fiecare dată. Dacă vrei, frate, părinte, ziceți cum o să rugă tata și cum o să rugă mama. Devine așa redundant. Devine o chestie pe care... la care eu nu văd rostul. Și tata și mama, stând de vorbă cu Dumnezeu, nu simt niciodată nevoia să-i spună altceva decât ceea ce îi spun de fiecare dată. Ce să placă la rugăciune? Părtășia mea personală, intimă, individuală, cât și părtășia mea corporativă cu Dumnezeu. Trebuie să fie educată. Am nevoie să educ în mine rugăciune. Și cu tristețe o spun, sunt o grămadă de tineri care asemenea ucenicilor vin și spun, vreau să învăț să mă rog. Realizez că nu-i ok. Sufletul meu. Vreau să învăț să mă rog. Și nu pot să spun decât să vin să fie Domnul, că se ocupă de copiii noștri mai mult decât ar trebuia să ne ocupăm noi. Rugăciunea mea trebuie să fie educată, îți conștient ce realizez că trebuie să fac ceva. Doi, rugăciunea mea trebuie să fie exersată. Odată ce am adunat informațiile despre rugăciune, trebuie să încep să o pun în practică. Și atunci rugăciunea mea de la conștientizare devine disciplină. Mă pun și mă disciplinez să mă rog. Și mă critic, mă evaluez vis-a-vis de cum arată rugăciunea mea. Și am învățat de la cei dinaintea mea ca rugăciunea să nu devină ceva redundant, ceva ce se repetă, ceva ce e sec, ci rugăciunea mea să reflecte ceva viu și ceva sincer față de Dumnezeu. Și să stau înainte de Dumnezeu, sincer, așa cum îs eu. Să-i spună Dumnezeu ce simt eu în momentele alea. Știți cât de încurajați sunt tinerii să citească psalmii și să vadă psalmi pe David fericit, pe David nervos, pe David cu tensiunea de capăt termometru, pe David răzbunător, urmă ca rându-se după un ceai de firimică în prezența Adevărului Sfânt. Pentru că asta își doresc tinerii. Să învețe să se roage. Dar așa vor să se roage tinerii. Încât copiii lor, uitându-se la ei, să nu pățească ce-au pățit ei, uitându-se la părinții lor. Pentru că, dragii noștri, copiii noștri nu sunt proști. Sper că nu v-a spus o noutate. Deloc. Se nasc în capul lor niște frământări extraordinar de inteligente. Sperăm ca frământarea să rămână acolo. Vreau să învăț să văd. Am văzut că nu am oferat, am avut mare lucru. Dar realizez că e bine și vreau să învăț. Nu, lucrurile merg mai departe, știi ce? Odată și eu mă voi căsători. Și există toate șansele
data și mama își fac freza ca ce vreau să fac. Dar trebuie că nici ce privește rugăciunea. O grămadă dintre tinerii noștri, o grămadă dintre ei spun, nu vreau să seamăn nici cu tata și nu vreau să seamăn nici cu mama. Vreau să învăț în așa fel, să stau în prezența lui Dumnezeu, încât copiilor mei să le fie drag să mă asculte rugându-mă. Încât să vină copiii mei la mine și să zică, tata, nu vreau să ne rugăm toți, te rog, roagă-te tu. Mama, nu vreau să ne rug eu, te rog, roagă-te tu. Ei, dragilor, pe măsură ce trec ani, lumea se va lepăda din ce în ce mai mult de Dumnezeu. Și Sfântul Apostol Pavel îi descrie o taină, un secret lui Timotei. Timotei, indiferent cât de rău ajung lucrurile, dacă ai învățat un secret, rămâi în picioare. Și asta e taina rugăciunii. Dacă ai învățat ce înseamnă rugăciunea, viața ta și copiii tăi după tine, indiferent ce aduc vremurile, stau în picioare. Stau în picioare. Rugăciunea mea trebuie educată. Asta e momentul în care conștientizez că trebuie să fac ceva. Rugăciunea mea trebuie exersată. Și asta e momentul în care încep să mă disciplinez. Vreau să mă rog. N-am chef, îmi sună telefonul, trebuie să fug la lucru, îmi pică un alt business în mână, îți bani pierduți. Sunt alte lucruri care trebuie să facute, mi-s plăuți copiii, acum vreau să mă rog. Și este un al treilea pas ce privește rugăciunea. Rugăciunea trebuie elaborată, trebuie dezvoltată. Și asta e momentul în care rugăciunea devine un reflex. Sper că nu vorbesc șurbe, dar noi trebuie să ajungem în momentul în care rugăciunea devine reflex. Rugăciunea nu este o opțiune, mă, n-am încotro să alerg, dar pot alerga la Domnul. În momentul în care Daniel a auzit că s-a dat edict, nimeni n-are voie să se închine decât Dumnezeului cerurilor. Ce a făcut Daniel? În mod automat. Nici măcar disciplina lui de diplomat. Și știți, diplomații știu să se miște în funcție de curentul politic. Nici măcar experiența lui de diplomat nu a fost în stare să oprească. Să reacționeze reflexiv. Fără să gândească. S-a urcat în încăperea lui și a închis ușa după el și a întors fața spre Ierusalim și așa cum făcea fiecare zi, a început să stea de vorbă cu Dumnezeu. Ei, copiii mei se uită la mine și copiii mei văd când mă rog. Copiii mei văd nu numai ce mă rog eu. Copiii mei nu văd numai cât de tare mă rog eu. Copiii mei văd și cât mă rog eu. Și mai trist de atât, copiii mei văd când mă rog eu. Am intrat într-o singură casă. A fost în vizită. Soția și-a cerut scuze că avea o grămadă de lucruri la bucătărie, am stat acolo că s-a rezolvat problema, am plecat. Și când se ieșea din bucătărie, am auzit că sora încă spunea ceva. Și mi-am întors și eu înapoi cu cine eram și am zis, am spus ceva, ce nu, eu... Și iarăși am zis, și eu nu simt sora că vorbește cu cea, cu a spus ceva, a vorbit cu noi sau... Ce nu, eu, mă rog. Gătind, spălând, mergând, eu mă rog. Devine un reflex. Și, dragii mei, dacă Clujul se umple de oameni care vorbesc singuri pentru că au probleme, să dea Dumnezeu să se umple Clujul de oameni care vorbesc
singur din perspectiva oamenilor și umblă pe stradă vorbind cu Dumnezeu. Ana, noi doi suntem. Doi sau trei, zice Scriptura, că e ajuns. Avem nevoie să învățăm calitatea rugăciunii. Și rugăciunea trebuie să treacă de la stare de conștiință, la stare de disciplină și de la stare de disciplină, la stare de reflex. Când ajung să-mi aduc rugăciunea mea la stare de reflex, abia atunci înțeleg versetul care spune rugați-vă cât? Hai să fim sinceri. Am început să vorbesc tare. Hai, jure. Hai să fim sinceri cu noi. În care dintre stadiile astea suntem? Și privind la noi și la viața noastră și la felul în care viața noastră merge zi de zi, unde? Sau ce vârstă ne-am dat nouă în ce privește rugăciunea? Comunicarea noastră cu Dumnezeu. Suntem infantili? Conștientizăm? Și o și facem din când în când? Suntem adolescenți? Sau tineri? Vârsta la care se formează disciplina? Sau suntem oameni mari? Pentru că pentru foarte mulți dintre noi anii de pocăință sunt cu două cifre. Numai cu o cifră. Când se uită Dumnezeu la noi și la viața noastră, care este calitatea comunicării noastre cu Dumnezeu? Foarte repede vreau să nu mai chiar să citesc versete. Vis-a-vis de ce înseamnă rugăciuni, cereri, mijlocii și mulțumiri. Pentru că asta îl învață Pavel pe Timotei și spune Timotei, calitatea vieții tale de rugăciune. Calitatea bisericii tale se verifică prin nota ce ți-o dai la rugăciune. Dar calitatea vieții tale de rugăciune se verifică prin componentele pe care le ai. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți. Și nu se limitează la un singur termen. Și să zic că să vă dea Dumnezeu înțelepciune să o faceți. Sau rugați-vă cum simțiți voi. Sau rugați-vă în funcție de nevoile voastre. Sau rugați-vă, nici măcar nu zice, rugați-vă cum vă călăuzește Duhul. Ce o spune concret? Ce să faceți în toată vremea? Rugăciuni? În toată vremea să faceți cereri? În toată vremea să faceți mijlocii? În toată vremea să faceți mulțumiri? Pe care trebuie să le aduceți în mintea lui Dumnezeu. Conștienți că pe an ce trece, cei care cu adevărat îl avem pe Dumnezeu în inimă ne împuținăm drastic. Și conștiință copiii noștri se uită la noi. Și poate avem nevoie ca și o provocare a Duhului Sfânt, unii dintre noi, în după amiaza asta, mergând acasă, să ne adunăm copiii pe lângă noi și să ne spunem, te rog frumos să mă ierți. Că din viața mea de rugăciune nu ți-a putut fi un exemplu concludent. N-are rost să citesc cuvinte întreagă, că nu ajută la mare lucru. Vă îndemn, dar înainte de toate să faceți rugăciuni. Și cuvântul care este așezat aici înseamnă închinare, proșternare. Înainte de toate, închinați-vă. Înainte de toate, faceți închinăciuni. Și ce-i trist e că Biserica Națională a învățat să facă închinăciunile numai fizic. Și nu mai face cu inima. Și că de tristică nici noi nu suntem departe, deși noi nu facem fizic. În toată vremea, când vă adunați ca și biserică, înainte de toate, învățați să vă închinați. Învățați că
să-L intrați înaintea lui Dumnezeu, să-L căutați pe Dumnezeu și-L numai pe Dumnezeu. Să-I lăsați pe toți ceilalți deoparte. Să uitați că mai există cineva în biserică. Să nu vă vedeți decât pe voi și pe Dumnezeu. Matei, capitolul 21, versetul 13, este primul text care vorbește despre această realitate. Și Matei 21, cu 13, când Domnul Hristos, indignat, pune mâna pe un bici, spune, le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de închinare. Casa mea se va chema o casă de proșternere. Casa mea se va chema o casă în care oamenii vin și îl caută pe Dumnezeu. Și voi ați făcut din ea schimb valutar. Și voi faceți din ea orice vreți altceva. Fapte, capitolul 10, versetul 31, stă îngerul de vorbă cu Corneliu. Și la Faptele Apostolilor, capitolul 10, spune versetul 31, așa, îngerul i-a zis, Cornelie, proșternarea ta, în românește scrie numai rugăciune, că e exact același cuvânt, închinăciunea ta, proșternarea ta înaintea lui Dumnezeu, a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milosteniile tale. Avea tot ce-i trebuia, n-avea ce să-i ceară lui Dumnezeu. Și cu toate astea, Corneliu, măcar că nu l-a cunoscut pe Dumnezeu personal, zice, eu vreau să mă închin înaintea lui Dumnezeu. Și vine momentul în care Dumnezeu zice, Cornelie, am să-ți trimit pe cineva să te învețe cum să mă urmez. Pentru că tot închinarea ta și proșternerea ta a ajuns la Dumnezeu. 2. Vă îndemnă înainte de toate să aduceți petiții. Ne încurajează Dumnezeu să-I cerem lui Dumnezeu lucruri. Deși Dumnezeu lucrează cumva El și ascultă cumva El. Foarte frumos mi s-a părut textul din Luca, capitolul 1, versetul 13. La Luca, la capitolul 1, versetul 13, un înger al Domnului se arată lui Zaharia. A stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a spăimântat că l-a văzut și l-a apucat frica. Și îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, pentru că, și exact cuvântul ăsta, cererile tale. Nu te teme, Zaharia, pentru că cererea ta a fost ascultată. Nevastă ta, Elisabeta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. La bătrânețe Avram nu s-a mai rugat. A zis, îți prea bătrân și nevastă mea, n-are cum. Dar avem un om în Scriptură care până și în bătrânețile lui au continuat să-i ceară ceva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, Zaharia, hai la ghișe, că ți-o vine rândul. Hai să alăți tu la că-ți ascultă Dumnezeu cererea pe care o ai tu. Foarte interesant felul în care Hristos răspunde la felul în care vorbesc oamenii și dacă nu v-am plictisit, Luca, capitolul 5, vreau eu să citesc două texte din Luca. Culmea că Hristos avea darul de a răspunde la ce vrea El și de a nu răspunde la ceea ce nu vrea El. În capitolul 5 din Luca, la versetul 33, de la versetul 27, spune că la un moment dat Hristos se întâlnește pe Levi la vamă și spune, Levi, vino după mine. Levi, de fericit, dă un banchet la el acasă, în care Levi își cheamă toți prietenii lui și Levi cheamă și pe Domnul. Și acolo, bineînțeles, printre prieteni, vameși, păcătoși, vin și farisei și cărturarii. Și spune versul 33, ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, îl întreabă și îi spun lui Hristos, postesc des și fac cereri. E scris în original. Ucenicii lui Ioan, ca și fariseilor, postez des și fac cereri, pe când ai tăi mănâncă și beau. Uitați până ce răspunde Hristos. Oare, puteți face pe mântaș să postească cât timp milele este cu ei? Vor veni zile când milele va fi luat de la ei și atunci vor posti în acelea zile. Și culmea că Hristos nu răspunde nimic despre rugăciune. Știți de ce? Pentru că Ioan nu și învăța ucenicii să ceară. Ioan nu și învăța ucenicii să ceară. Asta a fost felul în care fariseii și cărturarii îl împroșcau cu noroi pe Ioan. Ce auzi, bă, dar Ioan și mă, să ceară, să ceară, să ceară, Domnul. Vezi, poate să ceară.
Uitați-vă ce făcea Ioan cu ucenicii și Hristos respectă. Citesc Luca, capitolul 11. Câteva capitole mai încolo, atunci când ucenicii vin la Hristos, zice așa, versetul 1. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit, când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis, Doamne, învață-ne să ne, și primul cuvânt, să ne închinăm. Învață-ne să ne proșternăm. Așa cum Ioan și-a învățat ucenicii lui să se proșteargă. Învață-ne, Doamne, cum să stăm înaintea Ta. Și Hristos îi învață. Efeseni, capitolul 6, versetul 18, spune, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de închinări și proșterne și cereri. Și asta aduce o provocare pentru mine. Noi știm să cerem pentru că avem nevoie, știm să cerem pentru că să citesc bilete. Dar de câți dintre noi, înainte să înceapă rugăciunea de cerere, ne oprim, efectiv ne oprim, nu ne gândim să deschidem gura, ca să spunem, Doamne, vreau să mă rog prin Duhul. Tu ce vrei să cer? Pentru că Sfântul Apostol Pavel face, zice, faceți în toată vremea. Adică trebuie să existe aspectul acesta continuu, înainte de toate, faceți-o, dar nu oricum. Ce faceți-o prin Duhul. Și lăsați Duhul lui Dumnezeu să vă direcționeze în tot felul de proșterne închinări, ca și tot felul de cereri. Trei, stați înaintea lui Dumnezeu cu mijlocii, susținere a cuiva, intervenție pentru cineva. Și cu cât învățăm să mijlocim mai bine, cu atât asemănăm cu Dumnezeu mai bine. Pentru că, dragii mei, între Dumnezeu și oameni avem un mijlocitor. Și noi înșine avem un alt mijlocitor. 1 Timotei, capitolul 3. Capitolul 2, versetul 5 spune, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Este Iisus Hristos. Și Romani, capitolul 8, versetul 26 spune, însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Adevărat, zice că este un singur mijlocitor, punct. Scriptura spune că între Dumnezeu și oamenii Hristos, din noi în sus, încurajând rugăciunile noastre, stimulând, educând, îmbărbătând, împuternicind rugăciunile noastre, Duhul Sfânt, a cărui templu e trupul meu. Spuneți-i că termină. Și ultimul rând, ca să poată rămâne biserica în picioare, indiferent de felul în care vor merge lucrurile, trebuie să învăț să mulțumesc. Și numai chiar vreau să citesc câteva lucruri pentru care Pavel mulțumește. Noi mulțumim pentru ce ne place noi. Noi mulțumim pentru lucrurile care nouă ne sunt dragi. Îngăduiți-mă, vă rog, încă câteva minute. Vreau să citesc 4 versete și am terminat. Și citesc Romani, capitolul 6, versetul 17, în care Pavel mulțumește. Zice așa. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Logic ar fi să zică Pavel, bă, vă mulțumesc că ați ascultat. Nu. Pavel vede alte lucruri. Spune Pavel, mulțumesc lui Dumnezeu că ați fost în stare să înțelegeți cuvântul Evangheliei. Pentru că și până și faptul că înțelegeți ce citit în harul lui Dumnezeu. Mulțumesc, Doamne, că pot să citesc și să înțeleg. 1 Corinteni 15, versetul 57, spune așa. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Doamne, îți mulțumesc că prin Tine reușesc să fiu biruitor. Îți mulțumesc pentru lucrurile în care reușesc să biruiesc. Și vreau să-mi dezvolt disciplina mulțumirii pentru biruință. Păi de-a puțin în mintea mea numai lucrurile la care sunt deficitar. Alea mă dor, alea le aduc înaintea lui Dumnezeu. Nu fac un catalog al biruințelor mele ca să pot să binecuvânt pe Dumnezeu cu ele. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14. Spune așa. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc.
mireasma cunoștinței lui. În mijlocul necazului meu și în mijlocul bolii mele și în mijlocul neajunsurilor și a examenelor căzute și a balelor pe care nu i-am și a problemelor pe care, pe care le am, spun, Doamne, îți mulțumesc că Tu mă porți în capul Tău de biruință când? Când? Mai știi cineva ce știe? Tot de una. Și în mijlocul problemele mele, când îmi frântă inima că prietenul meu nu mă mai scăpă. Și am fost îndrăgostit în el 3 ani. Spun, Doamne, îți mulțumesc că Tu mă ții în capul Tău de biruință. Da. Nu, nu plângeți că vă văd cei din jur și vă dați de urmă. Dragii mei, sper asta să fie provocarea Duhului Sfânt pentru fiecare dintre noi. Vârsta rugăciunii mele. Ce vârstă în viața mea de rugăciune? Pentru că timpul trece și odată cu el, sfârșitul omenirii aduce toate lucrurile pe care Scriptura le spune. Ateismul se așează la el acasă și va conduce toate lucrurile. Timotei, dacă vei învăța calitatea rugăciunii, dacă vei învăța ce înseamnă să te închini și să te proșterni, să te pui cu fața jos, sigur, de la care nu mai vezi pe nimeni decât pe tine te vezi. Dacă înveți și vei învăța ce înseamnă să stai înaintea lui Dumnezeu și să ceri ce cere Dumnezeu. Dacă vei învăța să mijlocești cu mijlocești Dumnezeu. Și dacă vei învăța să mulțumești la ce mulțumește Dumnezeu. Atunci poate să vină Apocalipsa. Timotee, ca și tu și biserica pe care o slujești tu, vor rămâne în picioare. Și ne vom întâlni la revenirea mea pe pământ. Să ne ajute Dumnezeu pe toți la lucrurile.